Salut YouTube, bine am găsit la un nou video, azi ne jucăm Senna sub porcul ca Isa de Kerry în ce se joacă ăștia Zaya Emilio. Ne jucăm Senna suport pentru că Senna mi se pare cel mai broken suport pe care îl poți juca la momentul actual și mereu, de când au băgat campionul ăsta în joc, mi s-a părut cel mai broken suport. Așa că dați un like și abonați-vă dacă nu stau încă și să vedem cum, cât de rău îi spargem pe ăștia sau cât de rău ne sparg ei pe noi. Mai rămâne un pic de văzut, da? De ce mi se pare Senna broken? E bine pentru că... De ce dă minus la mine? Pentru că o puteți juca într-un fel bruiser sau tank chiar și să dați o grămadă de damage. Și în același timp să fiți extrem de enervanți, să aveți și CC, să dați și slow, să vă faceți și HP, să scalați enorm. Și toate astea într-un singur campion. Deci de ce nu ai vrea chestia asta? Plus că dacă te joci Senna tank, n-am nici poate să-și ia bait de la tine, că zic, mamă, e squishy campionul ăsta, hai să-i dăm repede burst și apoi nu-ți iei damage și se întreabă, băi, ce se întâmplă? Eu să încerc să dau un Q. Pe Emilio? L-a scos un flash. Nu cred că a dat hero. Mă, ce faci, mă? Ceva ce al meu. Ceva ce al meu, nu știu. Trolează cartul ăsta. Bun. Deci, hai să ne ieșim direct tank. Ok, haideți să vă arăt build-ul pe care vi-l recomand și care funcționează în majoritatea meciurilor. Eu de obicei, când jucam Senna tank, mă duceam cu Locket First Item, dar nu știu cât de bun mai e Locket-ul. Așa că, o să luăm Black Cleaver first item. Bă, ce e, mă, Black Cleaver? De ce nu pot să dau, în fine, Black Cleaver pe Senna? Ei bine, Black Cleaver-ul vă dă o grămadă de AD, 50 AD, vă dă HP, vă dă și movement speed în momentul în care dați damage dintr-un dinamic și reduce și armura și primiți și ability haste o grămadă. Bă, costă ceva, adică 3100 gold de ceva, mai ales că vă jucați support, nu vă jucați top lane sau mid. Jucați support, ceea ce este destul de greu să faceți bani. Dar cu Senna este mai ușor să faceți gold, deoarece pasiva voastră pentru fiecare minion pe care nu luați este o șansă să primiți câte un stack. Ok. A dat asta flash. Nu știu ce căută asta la noi în junglă. Și pentru fiecare suflet ăsta pe care îl lasă pe jos, minionii primiți 8 gold și de-aia este extrem de broken. Problema lovită. Cum merge baitul ăsta? Se mort? Mai mort. Hai, dau și un heal. Sunt sigur că eu asist. Nice. O duce destul de bine pe bot acum. Mai furăm câte un stack. Viața e frumoasă pe bot când te joci Senna. Mai fur câte un stack, mai dai câte un aer. Ia uitați. Foarte ușor. Se dă în spate. Să nu-i dau stack-ul. Dacă fă de aici. Nu poate aici. Nu am pus eu stack. Asta poate să mă dea damage cu eu. Ok. A, mă, control de acolo. Mamă, nu. Păi, dă-te. Vreau să iau stack-ul, se băgă gromul fix în el. Asta e acum, nu mai iau stack-ul. Bun, avem Black Cleaver-ul. E super un Black Cleaver și pentru că au Rammus. Și o să îi reduc armura și o să dea mai puțin damage în ai mei. Și o să luăm și noi mai repede.
Dacă nimeream, poate facem o schimbare mai mare. Sau? O bate? Nice! Nice, nice, nice. Un assist. O bate, nu o bate. Degeaba. Nu, dar tu-i pace-i pe minion. Îi trebuie să-mi solo bolul ăla. Bro, am dat basic-ul pe minion, ce bot sunt. În fine. Ați văzut și voi cât de bună e Senna doar cu un item. Deci, vă rog frumos. Asta e drogată. Ok, Katarina e drogată. Bă, mai de Katarina e drogată doar la inamici. E, am luat de turnul. Easy. Nu, câte suflete. Bine, am ratat și aici aproape 5 suflete când ne-am bătut, dar asta e partea a doua. Nu puteam să le iau, că... Na, nu mai puteam ajuta pe ăștia mei. Hai mă, bați ăla, că vreau sufletul. Baftă. O să plec de aici, o să iau asta și o să plec. Bye bye. Nice. Nice. Sare sufletul, repede. Bun. Opa. Nu. N-are nimic ca să bă pe aia acum. Bă, da prost, ce să zic și eu. Două suflete pe gratis. Aia, ăștia tună pe mid. Mă, de ce a dat ulta? Nu pot să cred că n-am murit aia. Mă, te-am suflet. Pop. What? De unde bă? Bun. Flash asta. Easy. Easy. Și mă părut să stăm. Aaaa! Easy! Nu te pui cu Senna tank! Aaaa! No! Ok. Chestia asta nu se pune, chestia asta se taie la montaj. Opa. Iar moare asta. Bun. Pe mine. Băi, să nu faceți nimic, amă, să vă uitați la mine, cum mor. Ne-a furat baronul, e șocat.
Echidamendu, GG. GG. Bun. Cam asta a fost video, guys. Cred. Dacă are chiar azi de endu. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să abonați dacă n-ați încă. Și ne vedem data viitoare. Bye bye. Hei tu! Ți-a plăcut video? Abonează-te! Și vizionează și video-ul ăsta.